aceste alte produse. Vă așteptăm! Hai! Hai, hai, împreună să visăm frumos, chiar de dimineață că așa e sănătos. Stai, stai mai aproape de inima mea, că nu crede în tine, dar tu mă poți ajuta. Natura, divină, misterioasă, infinită. Natura, viață, hrană, sănătate. Inspirate din inima naturii, create de știință în formule atent selecționate, produsele Naturalis alcătuiesc o gamă foarte variată. Naturalis, inteligența naturii. Doar la Catena ai oferte de poveste. Cauți un loc de muncă potrivit, plăcut și bine plătit? Vino și califică-te în orice domeniu dorești. Asociația de Consiliere, Calificare și Reformare în Carieră Internațional, sucursala DEVA, organizează cursuri de calificare recunoscute național și internațional în cele mai diverse domenii. Construcții, Horeca, Beauty, Electrică, Electromecanică, Administrație, Sănătate în Muncă. Prețuri avantajoase, plata și în rate. Vă așteptăm în DEVA, strada Mihai Eminescu, bloc 42, scara 1, parter, vis-a-vis de Maxa. Informații la telefon 0764 886 288 sau 0254 229 795. Hai! Hai, hai, împreună să visăm frumos, chiar de dimineață că așa e sănătos. Stai, stai mai aproape de inima mea, că nu crede în tine, dar tu mă poți ajuta. Bună ziua și bun găsit, doamnelor și domnilor! Suntem astăzi alături de voi împreună cu domnul Răzvan Ionescu, primarul Comunei Bretea Română. Bună ziua, bine ați venit la noi! Bună ziua și bine v-am găsit, atât dumneavoastră cât și telespectatorilor dumneavoastră și Hristos a înviat, fiindcă suntem în preajma imediat după sărbătorile pascale. Adevărat a înviat! Domnule primar, în ultima perioadă, tot mai mulți oameni de la orașe își doresc să se mute la sate sau să-și ia o casă de vacanță. Spuneți-mi, vă rog, ce are comuna dumneavoastră deosebit, astfel încât un om de la oraș să-și dorească să vină să locuiască acolo? Da, vreau să fiu foarte scurt pe acest subiect și datorită conjuncturii, ținând cont că în ultima perioadă, în ultimii ani, au intervenit o serie de modificări în viața oamenilor. Da, într-adevăr, oamenii încearcă să se mute spre sat, fapt care reiese și din cumpărările de case din Comuna Bretea Română. Dacă în urmă cu 5-6 ani erau câte 20-30 de case la vânzare la nivelul comunei, astăzi numărul lor este mult mai mic. Da, doresc să atrag oameni spre Comuna Bretea Română, fiindcă este o comună cu oameni deosebiți, oameni gospodari, oameni de calitate și oameni care îi reprezint cu mândrie. În momentul în care venim în comuna dumneavoastră, ce am putea să vizităm? Începând de la gospodăriile proprii ale localnicilor noștri. Sunt oameni primitori? Sunt oameni foarte primitori, sunt oameni care o viață întreagă și-au dedicat munca spre viața câmpului. Agricultura este una din punctele principale ale Comunei Bretea Română. Putem să vedem peisaje frumoase, ne vecinăm cu obiective turistice.
Este o comună frumoasă și sper să o facem și mai frumoasă. Deci, iată, putem petrece un weekend măcar în comuna noastră, avem ce vedea, ne putem relaxa, putem interacționa cu oameni frumoși care păstrează tradițiile, nu-i așa? Da, sunt oameni care păstrează tradițiile, sunt oameni care foarte ospitalieri, care atunci când cineva, un străin, îi calcă pragul casei, se bucură și este tratat cu foarte, foarte mare ospitalitate. Vreau să spuneți un pic despre proiectele pe care le aveți noastră pentru comună și ce vă doriți să faceți din ea. Da, am încercat tot timpul să ridic nivelul comunei la să mă apropii cât mai mult de viața de la oraș. De asta și în urmă cu 3 ani de zile, motul campaniei mele era comuna de la oraș. Încercăm prin proiectele pe care le derulăm să devină viața cât mai apropiată celei de la oraș, dar în același timp să păstrăm și tradițiile și obiceiurile de la sat. Ce proiecte aveți? Proiecte sunt foarte multe în derulare, foarte multe le-am încheiat. Tot ce înseamnă canalizare, drumuri agricole, modernizări de cămine, școli. Puteți să dezvoltați un pic? Da, deci în perioada 2016-2020 am avut în implementare proiecte atât pe AFIR cât și pe plan guvernamental, vechiul PNDL. Proiecte care Comuna Bretea Română astăzi le are încheiate. Este vorba de pe măsurile de AFIR. Am avut înființarea rețelei de canalizare în Comuna Bretea Română, modernizarea drumurilor comunale, modernizarea drumurilor agricole, 2 proiecte pentru amenajarea căminelor. Așa, am avut vreo 4-5 proiecte pe GAL, prin care am cumpărat utilaje care ne sunt necesare în dezvoltarea comunei. În orice caz, suma atrasă de Comuna Bretea Română doar din fonduri europene era undeva în jur de 4,5 milioane de euro, ceea ce înseamnă un 3.000 de euro pe cap locuitor. Tot în primul mandat, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, am avut 3 proiecte. Reabilitare, stație de epurare, un proiect de drumuri, care și acestea împreună totalizau undeva la vreo 3,5 milioane de euro. Deci primii bani atrași de mine ca și primar în Comuna Bretea Română în primul mandat au fost undeva în jur de 8 milioane de euro. În cel de-al doilea mandat, pentru că aici avem foarte, foarte multe proiecte în derulare, sunt în jur de 14 la număr, sper să nu greșesc vreunul sau să le încurc. Sunt proiecte atât pe AFIR cât și prin PNRR, cât și susținute prin programul Angel Salini. Valoarea lor este mult, mult mai mare, dar deocamdată ele sunt în fază de se derulează proceduri de achiziție, toate procedurile premergătoare, operațiunii de ieșire în teren, când omul vede ceea ce noi am lucrat în ultimii 3 ani. Aici avem, o să amintesc doar câteva dintre ele, avem reabilitarea, modernizarea și dotarea căminelor culturale, modernizarea rețelelor de drumuri agricole, construire capelă, achiziționare de echipamente pentru dotarea biroului agricol, creșterea eficienței energetice, la școlii primare din Vâlcele Bune, înființarea de stații de reîncărcare, digitalizarea comunei, reabilitarea moderată la vreo 2 școli, 2 cămine, care ne-au mai rămas de făcut, construire centru de colectare deșeuri și dotarea cu mobilier a școlilor. Deci toate aceste proiecte au o valoare totală de vreo 5 milioane de euro. Pe lângă aceste proiecte pe care vrem să le derulăm prin tot ce înseamnă fonduri europene, mai avem proiecte depuse și aprobate pe programul Angel Salini.
Aici avem un proiect de canalizare în cele două sate care au mai rămas pentru a avea peste tot canalizare. E vorba de satul Ocolișul Mare și Bățelar, proiect care va începe, cred că, execuția lucrurilor undeva spre sfârșitul anului. Avem un proiect de drumuri. Venim cu al doilea strat de asfalt peste cel existent. Pentru că la noi în comună astăzi drumurile sunt asfaltate în proporție de 99%. Deci nu ne rupe mașinile dacă venim în comună. Chiar o să vă invit să faceți o emisiune la fața locului și atunci o să vă convingeți de ceea ce am făcut împreună cu colegii mei din primărie, cu consilierii, cu oamenii din comună, cei care de fiecare dată mă sprijină și îmi dau putere să merg mai departe. Oamenii din comună, un lucru foarte important. Asta înseamnă că dumneavoastră colaborați cu acei oameni, nu sunteți doar primar. Cum colaborați cu ei? Cu ce vă ajută ei? Deci prin natura meseriei pe care am avut-o înainte să ajung primar, fiind medic veterinar, eu tot timpul am fost apropiat de oameni, știu să înțeleg oamenii, știu să vorbesc cu omul care are mai puțină școală, gen 2-3 clase, dar știu să vorbesc și cu oamenii care au studii mult mai înalte. Nu spun că de fiecare dată sunt foarte, foarte drăgălași cu toată lumea, dar încerc să-i convinc că așa este normal, încercăm împreună, atât eu cât și ei, să nu încălcăm legea pentru a ne trage cineva de mânecă. Dar chiar și cei care din diverse motive nu au putut termina mai multe clase decât spuneați dumneavoastră, 2-3, sunt oameni inteligenți, care pot veni cu idei foarte bune. Cel mai mult sunt oameni simpli, dar de la care ai de învățat multe. Și de asta, de fiecare dată când încep un proiect, împreună cu colegii mei, consilierii de pe statele respective, indiferent de culoarea politică, mergem, avem discuții în sat, știm dorințele satului și atunci noi, la nivel de primărie, împreună cu colegii din aparatul propriu, încercăm să găsim soluții, măsuri de finanțare, ca să putem rezolva dorința oamenilor. Să nu trecem un pic de la capitolul proiecte, fiindcă avem un proiect foarte, foarte important pentru comuna Bretea Română, înființarea rețelei de gaze, care am fost preluați din Anghel, de pe POIM, deci comuna a depus proiectul pe fonduri europene, a fost eligibil, dar fără finanțare și suntem în cele 110 proiecte, cred că la nivel de țară, care au fost preluate direct din programul POIM în programul Anghel Salini. Asta înseamnă că oamenii își vor putea la un moment dat monta centrale, nu? Sper din suflet să putem duce la capăt acest proiect. Astăzi suntem în faza de licitație pentru concesionarea serviciului, document obligatoriu în semnarea contractului de finanțare. Zâmbiți, înțeleg că este un proiect important pentru dumneavoastră. Este un proiect pe care mi l-am asumat, un proiect care mi-l doresc foarte mult, atât eu cât și locuitorii din Comuna Bretea Română. Și atunci revenim la prima întrebare pe care mi-a spus-o. Cred că noi, Bretea Română, o să fim mult mai căutați de cei care vor să se mute la țară. Ținând cont și de așezarea geografică, fiind între cele două orașe, Hațec și Călan, cred că au toate condițiile să se mute la sat. Cât de mult v-ați dori ca oamenii care din țară, dar și din afara țării, să vină să vă viziteze comuna? Cât de important ar fi pentru dumneavoastră după ce veți realiza o parte din proiectele pe care le enumerați? Până la urmă, asta este mândria noastră, a primarilor, cât și a funcționarilor din primărie, cât a cetățenilor care ne-au girat încrederea. În momentul când ai mulți vizitatori în comună, înseamnă că ai o comună frumoasă, ai o comună atractivă și atunci nivelul vieții obligatoriu se ridică la alte standarde. Cât de ușoară sau cât de grea a fost trecerea de la profesia de medic veterinar la cea de primar? Nu am simțit o diferență foarte, foarte mare. Am lucrat cu oamenii și în perioada cât am fost medic veterinar. Lucrez cu oameni și astăzi. Doar că puțin diferă lucrurile, fiindcă
aici responsabilitatea ta este foarte, foarte mare și trebuie să ai mult mai multă înțelegere din partea familiei, din partea locuitorilor, că de multe ori îți doresc să faci niște lucruri, dar nu țin toate de tine. Dar credeți că este un plus profesia de medic veterinar, pentru că dumneavoastră aveți grijă de animale, tratați animalele, da? Oamenii la sate cresc animale. Da. A fost un plus pentru dumneavoastră acest lucru? Nu pot să spun cu ceva. Că a fost un plus. Eu în momentul când am ajuns primar, mi-am suspendat tot ce înseamnă activități de liberă practică. Am colegul medic veterinar de la comună care este un om deosebit, un om care aleargă toată ziua pe teren. Suntem doar în relații de colaborare. Nu mai fac meseria de medic veterinar. Și nu vă este dor? De multe ori mi este dor, dar avem acasă o fermă care mă ocupă tot timpul și nu mă plictisesc. Nu vă plictisiți. Dar spuneți-mi, unde vă vedeți mai bine, în postura de medic veterinar sau în cea de primar? Nu vreau să supăr pe nimeni și atunci nici nu vreau să vă răspund la aceasta. Da, au fost, sunt de fapt două... Unde vă simțiți mai bine? Nu am în două... M-am simțit la fel, să nu deranjez nici pe cei pe care i-a lăsat oamenii din postura de medic veterinar, nici să nu deranjez pe cei din postura de primar. Și atunci au fost la fel amândouă, doar cu un pic responsabilități diferite. Și poate ca medic veterinar n-a reușit să supără atâția oameni, ca primar mai spun asta, nu se poate, și atunci de multe ori omul după 3-4 luni vine și zice dreptate, a avut dreptate că nu se poate, dar în momentul respectiv așa am crezut eu. Și când se supără, cum reacționați? Nu reacționez. Încerc să fiu cât se poate de calm și să-i fac să înțeleagă că ceea ce este normal și legal ar trebui să facem. Domnule primar, dacă de mâine nu ați mai fi pe acel scaun, vreau să vă întreb cum v-ar plăcea să vă descrie oamenii. Aici nu vreau să le sugerez eu o idee pentru a mă descrie, vreau să aud ideile astea după ce nu o să mai fiu primar. Dar acum cum vă descriu? Nu pot să vă răspund, probabil o să veniți dumneavoastră în teren și o să aflați... mai multe, da, avem o relație strânsă între mine ca primar și oameni. Deci, din câte știu eu, marea majoritate a oamenilor cred că mă consideră un om în regulă. Țineți mult la acești oameni, pentru că, până la urmă, noastră acolo v-ați născut, în Bretea Română. Da, țin foarte mult la acești oameni, încerc să țin un echilibru între cele 13 localități ale comunei. Nu vreau ca o localitate să ajungă undeva pe podium pe a cincea scară și cealaltă să rămână pe una. Și deci încercați să le ridicați pe toate. Încerc să le ridic pe toate și probabil de asta nici nu sunt probleme așa mari la nivelul comunei Bretea Română de nemulțumire. Adică acolo ai făcut atâtea, acolo nu ai făcut. Inclusiv în satul meu, tot timpul încerc să îl las ultimul ca să nu deranjez în restul comunei, că uite, face primarul la el în sat și la noi nu face. Dar, pe orizontală, toate satele se dezvoltă. Cel puțin așa văd eu. Nu știu dacă și restul oamenilor sunt de acord cu ce spun eu. Spuneați și despre tradiții, că vă doriți foarte mult să le păstrați. Vorbeam deseori cu bunicii satelor, să spunem, și spuneau că nu prea mai reușesc să transmită tinerilor meșteșugurile. Și aș vrea să vă întreb dumneavoastră, ca primar, dacă credeți că puteți să veniți în ajutorul lor, să păstrăm aceste meșteșuguri, aceste tradiții, să le ducem mai departe și să păstrăm, până la urmă, tinerii și la sate. Da, din păcate este un subiect foarte delicat, un subiect care pe mine mă preocupă foarte mult. Încercăm tradițiile pe care noi le-am avut la nivelul comunei să le ducem ca și copiii noștri să poată beneficia de ce am beneficiat noi ca și copii.
Am încercat printr-un proiect pe fonduri europene să dotăm căminele culturale cu costume populare, cu tot ce înseamnă stații, sonorizări și tot ce înseamnă materialele necesare pentru acest lucru, tocmai în speranța de a atrage copiii spre tradiții, spre jocul călușarului, care este un joc tradițional al zonei noastre. Pe această cale vreau să-i mulțumesc colegului Mircea de la primarul comunei Cerbăl, care a avut o idee foarte, foarte bună în dezvoltarea ansamblului. Dânsul m-a implicat și pe mine în acest proiect indirect. Noi îl sprijinim cu tot ce înseamnă costume populare, dar îmi doresc foarte mult ca tinerii din Comuna Bretea Română să facă pasul spre acest ansamblu sau nu numai, și spre alte ansamble, ca să putem duce mai departe tot ce înseamnă tradiția comunei. Altfel, satul fără tradițiile de Crăciun, fără, nu știu, tradițiile de Paște, ar deveni puțin se pierde, nu-i așa? Sper din suflet să nu se întâmple acest lucru. Cum stăm cu tinerii? Cum stăm cu copiii? Da, la nivelul... Avem școli, da, avem școli, avem în jur de 180 de copii în școlile Comunei Bretea Română, dar pot să vă spun o cartografie exactă a copiilor din comună. La sfârșitul anului, noi, primăria, împreună cu Consiliul Local, avem grijă ca Moș Crăciun să ajungă la toți copiii din comună, chiar dacă ei sunt la școală în altă parte, dar au bunici din Comuna Bretea Română, și avem un număr de în jur de 450-500 de copii. Deci asta înseamnă că suntem o comună tânără, o comună care întinerim pe zi ce trece, dar în același timp vrem să o și dezvoltăm în trend cu tinerețea lor. Cum vi se par condițiile din școlile din Bretea? Pun un foarte mare accent pe tot ce înseamnă școală. Școala Bretea a fost școala de centru, vorbesc, unde își desfășoară clasele 0-8. A fost dezvoltată în fiecare an. Deci am început reabilitarea ei în 2017, nici nu mai știu exact, prin programul PNDL. Am lucrat la tot ce înseamnă exterior, mobilier, tot ce înseamnă dotări ale școlii. Pe urmă, fiecare an am venit cu câte un proiect pe fonduri europene. Tot am adăugat ca să devenim o școală frumoasă, o școală atractivă și părinții să fie încurajați să-și aducă copiii spre școala Bretea. Avem dascăli buni, chiar dacă uneori mai apar discuții. Discuțiile trebuie să fie constructive și toți, atât noi cât și ei, ar trebui să dezvoltăm această latură, fiindcă într-o comunitate, dacă școala nu mai există, comunitatea respectivă începe să se ducă spre o altă parte. Noi avem trei grădinițe care sunt active. La fiecare grădiniță avem în jur de între 10 și 20 de copii, deci există tineret, există speranță și ne dorim să înființăm, probabil și cu ajutorul inspectoratului, din toamnă o grădiniță cu program prelungit într-una din clădirile pe care le vom reabilita prin fonduri europene. Ați vorbit cu acești copii, ei sunt și copii de clasa 8-a. Oare câți dintre ei și-ar dori să se întoarcă înapoi în comună sau vor să plece spre marile orașe? Să știți că am vorbit cu copiii de clasa 8-a, nu au toți, în clasa 8-a toți își doresc să se întoarcă la sat. Doresc să se întoarcă la sat. Da, dar din practica pe care o avem, chiar dacă ajung la facultăți Timișoara, Cluj, 4 zile din săptămână, de luni dimineața până vineri, sunt acolo, iar în weekend îi văd pe străzile localităților noastre. Deci ceva îi leagă de satul natal.
noastră ca primar îi puteți sprijini într-un anumit fel, încât să își dezvolte propriile afaceri în comună, să-și întemeieze anumite ferme. Pentru că toți vorbim de investitori, de obicei de investitori străini. Dar haideți să vorbim un pic și de acești tineri. Ai noștri până la urmă. Da. Ai noștri pleacă în străinătate de cele mai multe ori. Da, până la urmă este decizia fiecăruia pe ce drum urmează să meargă, dar tot timpul i-am încurajat să se întoarcă spre sat, fiindcă ai posibilitatea, deci decât să mergi să lucrezi dincolo și să te plătească cei din străinătate, ai posibilitatea să atragi fonduri europene, să-ți faci propria afacere și să te dezvolți singur. Eu apreciez și tinerii sau oamenii care merg la muncă în străinătate, fiecare își face un calcul al lui, fiecare știe pentru ce merge să lucreze dincolo, dar sunt persoane care merg 2-3 luni pe an și nu mai mult. Tineri, avem la nivel de comună foarte multe proiecte, instalarea tinerilor fermieri, investiții în ferme mici, crește numărul de animale, oarecum se vede preocuparea lor față de terenurile agricole. Deci văd foarte mulți tineri implicați și de aceea, ținând cont că începe de anul ăsta o nouă finanțare 2023-2027, chiar îi îndemn să acceseze tot ce înseamnă fonduri europene. Până la urmă este un examen al lor cu ceea ce vor să facă pe viitor. Chiar dacă sunt sprijiniți de părinți, de bunici, până la urmă ei sunt cei care răspund. Și astfel, atrăgând fonduri europene, devin mai responsabili și uite așa, dezvoltăm comuna în continuare. Au fost și tineri care și-au dorit să vină să facă practică la ferma pe care o dețineți? Nu, este o fermă de familie, nu. La noi în comună majoritatea sunt un număr important de tineri care au fermele lor și care se dezvoltă în continuare. Sunt foarte mulți lucrează în Timișoara pe partea de IT, dar v-am spus, în weekend îi văd pe tractorul părinților la munca câmpului. Domnule primar, care credeți că ar fi cea mai mare realizare a dumneavoastră ca primar? Ce vă doriți cel mai mult? Îmi doresc să, ca visul meu să devină realitate, ca virgulă comună pe care o conduc și care prin care am fost împuternicit de oameni să îi reprezint, să se dezvolte, să devenim o comună frumoasă și, de ce nu, un exemplu pentru alte comune. Sunt lucruri pe care vă doriți să le realizați, dar credeți că nu veți reuși? Nu există să nu reușești. Trebuie să fii, în primul rând, realist de ceea ce poți să faci și să încerci să faci. Este cel mai important lucru. Nu există că nu se poate. Nu există că nu se poate, trebuie să fii realist. Obligatoriu. Mai exact, domnule primar, ce înseamnă să fii un primar realist într-o comună? Degeaba vrei să faci, nu știu, aerodrom, dacă nu ți se cere acest lucru. Deci tu trebuie să dezvolți comuna după dorințele oamenilor și în limitele finanțărilor pe care le poți obține. Degeaba ne dorim lucruri care nu o să putem niciodată să le obținem, în schimb, ratăm lucruri pe care puteam să le accesăm, dar nu ne-au interesat. Și de cele mai multe ori trebuie să ții cont de sfatul oamenilor din jurul tău, de sfatul colegilor din primărie, de sfaturile consilierilor, pentru că fiecare dintre noi suntem parte importantă din acest proiect. Spuneați că degeaba îți dorești să realizezi un aerodrom dacă oamenii nu-și doresc acest lucru. Cu siguranță stați de vorbă cu oamenii, așa cum ați spus, și vreau să vă întreb ce își doresc oamenii. Ce le lipsește? Nu știu să vă spun exact ce ar lipsi. Deci, până la urmă, trebuie înțeles un lucru clar. Primăria nu poate să meargă să-ți rezolve problemele pe care tu le ai în curte.
primăria are rolul de a rezolva problemele din exteriorul curții tale. Ceea ce foarte multă lume înțelege acest lucru. Primăria trebuie să dezvolte străzile, primăria trebuie să dezvolte infrastructura agricolă, primăria trebuie să întabuleze tot ce înseamnă terenuri agricole, primăria trebuie să aducă rețeaua de gaz. Deci primăria trebuie să se ocupe de tot ce este în afara curții tale. În interiorul curții să nu aștepte nimeni că niciodată, niciun primar, indiferent cine va fi, nu va merge să participe activ la munca din interiorul. Deci mai trebuie să punem și noi mâna să facem ceva, nu doar să așteptăm de la autorități. O să știți că dacă tu îți faci treaba și oamenii recunosc. Și atunci dacă tu intervii pe o stradă, chiar dacă, nu știu, poate la mulți nu le convine, mai pun și ei mâna și își fac la poartă un șanț. Alții ne mai înjură că este obligația noastră, dar asta este. Ne asumăm și bune și rele. Asfalt avem. Cum stăm cu iluminatul? Iluminatul a fost modernizat prin două proiecte, unul pe fonduri europene, unul pe AFM. 12 localități din cele 13 avem iluminat cu LED. Urmează în imediata perioadă să mai depunem un proiect, să terminăm și al 13-lea sat. Consumurile sunt un pic mai mici decât în anii trecuți, dar crescând prețurile, tot pe acolo suntem. Ca și economie vorbesc. De căminul cultural ce ne puteți spune? Căminele sunt reabilitate în 8 localități. Mai urmează două acum pe programul PNRR. Încercăm să le ducem la un standard normal. Ce vă propuneți să organizați acolo? Pentru că le reabilităm, le facem frumoase, dar ce... Deci mi-aș dori foarte mult să reînvie obiceiul nedeilor, să reînvie obiceiul balurilor de pe timpuri de la cămine, obiceiurile de la Crăciun. Îmi doresc ca tine... Nu am prins nici eu șezătorile și atunci nu pot să spun multe, dar sunt oameni în vârstă care își doresc acest lucru. Încercăm să fim, să avem cămine bune pentru a se desfășura orice activitate acolo. Începând de la majorat, nuntă, pomeni care nu ni le dorim. Până la urmă fac parte din viața noastră și trebuie să trecem prin ele. În acest moment sunteți mulțumit de comuna noastră? Puteți spune că vă mândriți cu ea? Da, mă mândresc în primul rând cu oamenii din comună, mă mândresc cu comuna că am reușit în ultimii 7 ani să ridicăm puțin standardul. Pe această cale vreau să mulțumesc colegilor din primărie care mi-au fost alături tot timpul și m-au susținut ori de câte ori veneam și spuneam mai trebuie să depunem un proiect. Mulțumesc consilierilor locali, indiferent de culoarea politică, m-au sprijinit și au înțeles că noi trebuie să dezvoltăm comuna și cam astea ar fi lucrurile. Mulțumesc oamenilor care m-au sprijinit de fiecare dată cu idei și mi-au spus așa ar trebui să facem aici. Am ținut cont de ei și am încercat să dezvoltăm această comună. Spuneați mai devreme că aveți și colaborări cu alții primari și vreau să vă întreb cât de importante sunt aceste colaborări pentru a se dezvolta aceste comune cât mai rapid. Da, sunt foarte importante. Până la urmă, din toți colegii care suntem, în timp de o săptămână mergem în foarte, foarte multe părți. Și atunci unul află o chestie dintr-o parte, altul din alta și până la urmă între noi nu ar trebui să existe concurență. Între noi ar trebui să existe unitate și să dezvoltăm tot ce înseamnă localitățile pe care le păstorim. Fiindcă niciodată eu, primarul de la Bretea, nu voi fi primar bun la Sfântă Mărie sau la Hațeg sau în altă parte. Eu fac treaba acolo unde sunt și unde îmi place. Dar de ce n-ați putea fi primar bun?
poate sunt alte cerințe acolo pe care eu nu le-aș identifica. Important este să identifici problemele care sunt și pe urmă să încerci să le rezolvi. Tot aici vreau să spun că un rol foarte important îl are Consiliul Județean, prin domnul președinte Nistor și domnul administrator Costel Avram, care de fiecare dată când a apărut o măsură de finanțare sau, nu știu, au auzit că undeva s-ar putea depune, de fiecare dată am fost informați și încurajați spre a depune proiecte. Întrebarea dumneavoastră era legată de colaborare. Da, avem o strânsă colaborare și cu Consiliul Județean. Tot ce înseamnă drumuri județene arată bine în comună. Nu că nu ar mai fi nevoie de mici reparații, dar înțelegem că nevoile sunt peste tot și atunci... Cred în comparație cu alte județe, drumurile din județul Hunedoara chiar arată foarte bine și se merge foarte bine pe ele, adică dacă ne gândim da, și la din partea ce de sud. Văd în emisiunile noastre, din ce văd, lucrurile s-au mișcat consistent în ultimii ani. Și sper din suflet să ajungem un județ care să fim la mare căutare de turiști. Până la urmă, turismul este o latură prin care poți dezvolta atât județul cât și comunitățile mici. Spuneați că este muncă multă. Este stres. Vreau să vă întreb dacă v-ați gândit vreodată să renunțați, să nu mai fiți primar. Să spuneți, e prea mult, am obosit. Vă face să spun toate. Da, au existat și momente când am avut această idee, dar de fiecare dată am fost încurajat de familie care tot timpul mi-a spus, nu trebuie să mergi mai departe, lumea și-a pus încredere în tine și atunci am zis, ok, le mulțumesc pe această cale. Și ați mers mai departe. Da. Ce v-ați dori așa dumneavoastră de la oameni? De la oamenii din comun? Ce v-ați dori cel mai mult? Nu văd un lucru anume care mi l-aș dori. Mi-aș dori ca toți oamenii de la noi din comună să fie mulțumiți de ceea ce noi facem. Nu încerc sau nu îmi doresc neapărat să mulțumesc pe toată lumea, că atunci a merge în altă latură. Să fim realiști, lumea să vină la noi cu încredere, noi să putem să rezolvăm problemele oamenilor, dar în limita legilor pe care nu le facem noi, doar le respectăm. Ce v-a determinat să candidați la primărie? Care a fost motivul pentru care ați decis eu de mâine vreau să candidez, vreau să fiu primar? Motive au fost mai multe. Nu vreau să aduc atingere la vechii primari. Nu. Mi-am dorit ca și Comuna Bretea Română să aibă aceeași dezvoltare ca și restul comunelor din jurul nostru. Chris. Un singur lucru vă pot spune, în 2016, la nivelul Comunei Bretea Română, deci până în 2016, a fost atras un singur proiect pe fonduri europene, undeva prin anul 2007-2006, un proiect SAPARD cu introducerea apei. Dar vreau să vă întreb care sunt calitățile noastre pentru a fi un bun primar. Trebuie să aveți câteva pe care le știți. Nu aș vrea să intru în acest subiect, fiindcă să te auto-caracterizezi nu stă în... Las cetățenii să mă caracterizeze ei. E mai ok așa. Eu doar încerc să-mi fac treaba pentru care am fost ales de acești oameni și girându-mă cu 75% din numărul populației, cred că au încredere. Și credeți că o să reușiți să obțineți și mai mult? O să-i câștigați și pe ceilalți? Nu este... Din ceea ce faceți, bineînțeles. Nu este un obiectiv al meu să ajung la... 100%? Poate, 100%? Nu există.
Trebuie să accepți tot timpul să ai concurență, trebuie să accepți tot timpul că mai există ceva de făcut, trebuie să accepți tot timpul că nu ești cel mai bun. Și atunci toate lucrurile astea te duc spre rezultatul care ți-l dorești. Te fac să fii atent că atunci când te duci în fața omului să nu lași capul în pământ, să poți să-l privești în ochi și eu am un obicei al meu, după 4 ani, păstrez de fiecare dată un pliant prin care am spus ce fac în mandatul care a trecut și atunci las omul să îmi spună ce n-am făcut din acel pliant. Foarte frumos, domnule primar, ce să vă spun, vă urez succes mult în continuare, sper să realizați foarte multe pentru această comună, sper să-și dorească foarte mulți oameni să vină, să o viziteze sau chiar să locuiască acolo și să nu se depopuleze cum se depopulează alte comune. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost astăzi alături de noi. Dacă doriți să transmiteți un mesaj celor care ne-au privit astăzi, vă invit. Vă mulțumesc și eu pentru invitație, doar vreau să îi salut și să le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru Comuna Bretia Română, atât colegilor din primărie, oamenilor din comună, familiei mele care mă susțin, Consiliul Județean, tuturor colaboratorilor, pentru că ne dorim să dezvoltăm această comună. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vizitați aceste comune. Aveți ce să vedeți, cu siguranță, măcar peisajul, oamenii, tradițiile. O zi bună să aveți! Agenții acuzați că l-au omit au fost duși la DNA pentru audieri și mergem la corespondentul Antena 3 CNN, Mădălina Ignat, cea care are informații despre această anchetă. Mădălina, te ascultă. Bun găsit, Cătălina. Știm că acțiunea s-a întâmplat undeva în jurul orei 13, atunci când cei doi polițiști au fost prinși în timp ce luau o mită de 1500 de lei de la un cetățean turc.